Această astrologie relațională este o ramură distinctă a astrologiei. De ce? Fiindcă se tratează diferit. Adică, când vine omul la mine să vorbim despre harta natală, vorbim despre harta natală, da? Dar această harta natală conține, este o bogăție de informații și putem să extragem niște informații specifice pe zona de astrologie relațională. Eu nu merg în general pe astrologia relațională numai pe o singură persoană, fiindcă știi că o relație înseamnă două persoane, înseamnă trei persoane. Eu, tu și egregorul relației, da? Nu poți să privești o relație numai dintr-un singur punct de vedere. Clar. Da? Chiar dacă spunem, stai că am și harta partenerului și ele de acord, da, eu nu știu partenerul respectiv. În ce etapă de viață, apropo de timing, da, se găsește? Astrologul, uite acum mi-a venit ca să spun, funcționează ca un profiler. Mă uit independent în harta individuală, fiindcă eu pornesc de la individ. Nu pornesc de la relația pe care ei o predesc, fiindcă ce este în harta natală, acel lucru se manifestă în relație. Și sinestria ce înseamnă? Înseamnă această suprapunere a hărților și sunt două suprapuneri. El peste ea și ea peste el. Fiindcă vezi deci sunt două unghiuri de vedere deja. Exact. Fiecare are unghiul lui de vedere. Și acolo, în sinestrie, apropo de ce spuneai tu, putem să observăm, de exemplu, aspectele karmice. Sunt anumite vieți, da? Anumite experiențe din anumite vieți cu care venim acum la pachet și pe care le folosim. Deci nu venim cu toată zestra după noi. Este ca un fel de puzzle. Acum puzzle-ul ăsta se deschide și către noi astrologii și în funcție de cum dau voie persoanele din fața noastră, fiindcă sunt câteodată consultații la care, nu știu, lucrurile sunt atât de simple și se leagă atât de frumos, este ca o poveste. De fapt, asta este ceea ce încerc eu să descifrez. Povestea din spatele persoanei.